furnizor de inputuri pentru agricultură și unic importator autorizat al tractoarelor Same și Deutz Farr pentru România, compania MAP abordează campania de toamnă cu mai multă flexibilitate și o serie de promoții avantajoase pentru fermieri. Și anul ăsta venim cu noutății, clar cu sensibilitate și flexibilitate, că este caracteristica lui MAP. Ne dăm seama care e mediu în care se desfășoară economia agricolă noastră. Atunci am venit cu idee din punct de vedere al propunerii financiare interesante pentru fermieri, pentru că știm că, la fel ca noi, ei suferă în momentul ăsta o criză de cash flow importantă, pentru că meteorologia nu a fost prietenoasă anul ăsta cu fermieri. Speram că prețurile să fie pe misură, că se compenseze puțin lipsa de producție, dar oricum e un an greu pentru toți. E, atunci MAP, ca de obicei, cu flexibilitate care caracterizează, vrea să stea alături de clienții noștri, de fermieri în general, cu propunere financiare che se permette al fermiere di abbordare oricum investizia fără nevoie de mare cash flow. Ce promoții aveți pentru campania de toamnă? Avem o promoție foarte interesantă, nu numai la preț, dar la finanțare. Avem produse la avans zero, avem utilaje agricole cu dobândă numai de 2%, avem creat o mare flexibilitate pentru punct de vedere financiar. Cum a fost anul acesta din punct de vedere al vânzărilor, piața, cum s-a mișcat? Dar din punct de vedere al vânzărilor, din punct de vedere general, este o scădere de piață în jur de 35-40% în față de anul trecut, la nivel general, după ce fiecare brand s-a mișcat în mod diferit. Dar nu putem ascunde, pentru că sunt datele oficiale, că există în România mare stoc de utilaje agricole. Oricum, vânzarea de mașini agricole este întotdeauna în proporție la rezultate agriculturii, la rezultatele campaniei. Dacă campania e dificilă, dacă nu se fac producție, dacă sunt probleme și noi, din consecință, avem probleme la vânzare. Ce așteptări aveți până la sfârșitul anului, eventual pentru anii viitori? Dar, vedeți, așteptările sunt. Toți noi ne-am gândit că în toamnă va ploua, că vom recupera anumite poziții și dacă e adevărat că sunt anumite semnale pozitive, adică o mărire al subvenției pe etar, faptul că prețurile al florăsolului și al porumb sunt mari, că parte din fermieri au putut să facă un minim de producție, atunci au compensat cu prețurile. Dar, din păcate, știri meteorologice, previziune pentru următoarele 3 luni nu sunt bune. Se pare că, că va ploua numai zonal, că temperaturile nu vor scădea sub 10 grade până în decembrie, că nu va fi zăpadă. E, asta e preocupant. E preocupant pentru fermieri, e preocupant și pentru noi, pentru cine vrea să se investească. Dar nu suntem demoralizați, noi așteptăm Indagra. Pentru MAP, Indagra e punctul zero în fiecare an. Vom lansa noua politică pentru anul viitor, vor fi noutăți incredibile. De acum invit fermierii să ne viteze la Indagra, pentru că vor vedea noutate extraordinară de mare, un nou concept de filieră în agricultură, lucruri concrete, cum întotdeauna MAP propune.